Doamne ajută, Maica Ecaterina. Doamne ajută. Ce preparați bun? Astăzi facem o ciorbă de urzici. Am început să iasă urzicile și acum sunt cele mai bune de consumat. Și sunt foarte proaspete, tinere. Proaspete și indicate, da, și cele mai gustoase perioada asta. Cum o preparați? E o ciorbă de legume cu cartofi și o să adăugăm urzici din belșug, că de fapt asta e principalul ingredient în această rețetă. Avem cartofi, ceapă, morcov, țelină, un ardei capia și urzici. O să acrim cu borșa acru de putină și adăugăm câteva roșii din conservă, roșii cuburi. Preparatele pe bază de urzici sunt binevenite după sezonul de iarnă, pentru că am înțeles că este un produs detoxifiant. Da, este un produs detoxifiant, într-adevăr. Urzica este un produs, un aliment complex. Poate fi folosit atât ca aliment, cât și ca medicament. Datorită faptului că ea e foarte bogată în minerale, vitamine, oligoelemente, cum ar fi, de exemplu, vitamina C chiar, preponderent în această plantă se găsește foarte mult fier, vitamina K, vitamina D, conține foarte mulți antioxidanți puternici și prin asta combate și anumite boli. În primul rând, combate foarte mult bolile pulmonare. Părintele Cleopa de la Sihăstria a fost vindecat de tuberculoză la plămâni. Și de atunci, în mănăstirea Sihăstria, din câte știu, nu lipsește urzica de la mâncare. Este cumva poruncă ca o ascultare. De când s-a vindecat Părintele Cleopa, le-a spus părinților la bucătărie cât ține urzica să o folosească la mâncare. Și probabil că o și conservă, se poate conserva la congelator, există cam 8 luni. Se mai poate și usca, se poate adăuga în mâncare uscată sau congelat. Acum am tăiat o parte din zarzavat și o să-l adăugăm în apa care clocotește. Am pus apa la fiert și adăugăm legumele rând pe rând. Cam cât timp necesită această rețetă? Maxim 45 de minute, o oră. Depinde de fiecare gospodină cum se mișcă în bucătărie. Da. Depinde și de cantitatea pe care o pregătești. Dacă faci o cantitate mai mare, atunci necesită un timp mai îndelungat de pregătire. Dar dacă faci o cantitate mai mică, cum avem noi acum, maxim o oră. O plantă, ca să zic așa, care o găsim peste tot, are foarte multe beneficii, incredibil de multe beneficii. Se mai poate folosi în fitoterapie, aromaterapie. Chiar și în curele de slăbit. Urzica are un rol depurativ, detoxifiant, ajută foarte mult rinichii. Elimină toxine din organism, elimină colesterolul, scade tensiunea din organism. Și iată, avem foarte multe beneficii. Deci reglează cumva multe funcții în organism. Nu mai zic de bolile de plămâni, de astm. Câtă urzică ar trebui să consumăm și cât timp pentru a simți aceste beneficii? Fiind un beneficiu natural, urzica ar trebui consumată constant. Cât poți să faci zonul? Cure de câte 3 săptămâni sau poți să faci constant, dar este indicat dacă să fac decocturi sau ceaiuri, sunt mai puternici, atunci 2 când pe zi maxim. Dar dacă o folosim la mâncare, o putem folosi oricând. Părintele Cleopa, când l-am auzit povestind despre urzici, o numea chiar împărăteasa urzică sau regina urzică. Și nu știam de ce, pentru că eu în copilărie tot timpul culegeam urzici pentru păsări, pentru chiar și pentru hrana noastră, că se mânca urzici la mine în familie. Dar nu știam toate beneficiile acestea și când am auzit povestea părintelui Cleopa că s-a vindecat de tuberculoză la plămâni, m-am mirat foarte tare. Acum o să punem și restul de zarzavat. Și lăsăm să fiarbă. Adăugăm puțină sare și puțin piper. Pe atunci, părintele Cleopa, prin anii 60, făcea ascultare la oile mănăstirii. Și văzându-l un părinte bătrân care era acolo la oi,
Părintele Galaction, parcă Ilie. Părintele, în timp ce făcea ascultare, i-au venit în gură sânge și i-a zis: părinte, o să mor și eu cum au murit frații mei. Și i-a zis: dar de ce? Pentru că frații mei au murit de boală de plămâni. Și atunci zice: uite, vezi, era iarnă. Și ia hârlețul ăsta, du-te la rădăcina unui brad. Acolo probabil știa părintele că în vara erau urzici. A săpat și a găsit rădăcină de urzici și a făcut ceai cu rădăcină de urzici. Le-a spălat, bineînțeles, și a făcut ceai toată iarna. După două ture de ceai, părintele Cleopa nu a mai scurpat sânge și s-a vindecat de tuberculoză. Și a venit la București, din ce povestea, și a făcut o radiografie. L-a întrebat doctorul: părinte, ce ai făcut că ți-a crescut un plămân ca nou? A lăsat 5 minute să fiarbă legumele și acum adăugăm cartofii. Și lăsăm să fiarbă. Mai reducem focul, să fiarbă la foc mai îngătuit. În timp ce fierb legumele, o să mai tăiem din urzici, care sunt mai mari, și care sunt mai mici, le mai lăsăm mai întreguțe așa. Revenind la proprietățile urzicilor, povesteam că ele pot fi și medicament și aliment. Prin faptul că le consumăm și sunt indicate a fi consumate o perioadă îndelungată de timp, au un efect foarte depurativ, ajută foarte mult rinichii, ne ajută foarte mult la slăbit, mai ales după perioada sărbătorilor, când toată lumea a avut mese copioase și îmbelșugate. Este foarte indicat și vine urzica primăvara să ne salveze cumva, pentru că ajută și la scăderea colesterolului din sânge. Scade și tensiunea arterială dacă nu avem colesterol rău în sânge. Ajută rinichii, se detoxifiază organismul și toate toxinele ies prin rinichi, știm asta. Ajută rinichii să regenereze și ei cumva. Și tot procesul acesta de detoxifiere ajută organismul să piardă și în greutate, să elimine și toxinele. Curăță și limfa, ajută la curățarea limfei și limfa fiind curată ne protejează mai bine de microbi și o să avem imunitate mult mai bună. Și așa, curățând organismul, curăță și grăsimea de pe organe și ne ajută să devenim mai ușori, să avem o minte mai luminată dacă sângele e curat, curățat, detoxifiat. Ajută în mod special datorită faptului că are o cantitate foarte mare de fier, urzica. În mod special, aceasta ajută la anemie, că primăvara se instalează la unele persoane anemia, astenia de primăvară. Totodată lăsând organismul vitaminizat. Bineînțeles, pentru că urzica aduce minerali, un aport de minerali în organism foarte mare și elimină toxinele, de cumva ne eliberează de toxine. Și ne ajută să ne începem startul primăvara mai viguroși și mai voioși și cu mintea mai luminată. Acum am tăiat urzica, să o avem pregătită. În curând vom pune roșiile la fiert. Trebuie să aibă o anume consistență? Fiecare o face cum vrea. Dacă vrei să fie zarzavat mai mult, poate să fie mai groasă. Dar dacă vrei să fie o simplă fiertură, să poți să faci o zeamă mai lungă, cum preferă fiecare. Acum vom adăuga roșiile. Legumele s-au fiert. După ce se fierb legumele, se adaugă borșoacru de putină. Pregătim toate lucrurile în casă. Borșoacru este umplut de noi. Și aici sunt multe beneficii și la borșoacru. Dacă ar fi să dezvoltăm că fiind făcut din tărâță și din făină de porumb, știm bine că tărâța de grâu este foarte bogată în vitamine, mai ales în B-uri. Și iarăși avem un aliment sănătos și gustos. Acum lăsăm puțin să fiarbă și după ce fierbe cu borșoacul, adăugăm urzicile. Cam cât timp stă la fiert cu borșul? Nu foarte mult. Trebuie să dea un clocot. După ce dă un clocot și începe să fiarbă, atunci punem urzicile, le oporim puțin, nu le lăsăm să fiarbă de tot, pentru ca să-și păstreze proprietățile. Și la final de tot adăugăm leuștean, dacă avem proaspăt
E bine dacă nu pune leuștean uscat și puțin usturoi pisat. Spuneți-ne, de unde ați învățat această rețetă? Pot să spun că din copilărie și o găteam și la mănăstire și o găteam în continuare. Noi consumam murzici, părinții mei consumau, le trimiteau tot timpul să culegem murzici primăvara. Din ce zonă sunt? Din zona Galațiului. Și n-aveam mănuși pe atunci, mergeam cu ciorapul. Puneam câte doi ciorapi în mână și culegeam cu ciorapi și veneam cu sacul de urzici, că la noi creșteau foarte multe urzici. Erau din abundență, era chinul nostru. Că ne pișcau chiar dacă aveam ciorapi. Dar era frumos, aveam gospodărie mare și aveam animale și chiar și la oi zicea că dacă le dăm urzici la oi, fac lâna frumoasă. Dacă dăm la porci, fac carnea fragedă și roză. Dacă dăm la găini tăiate așa în mâncarea lor, fac ouă, nu știu cum. Mai mâncam și noi, dar ne sclifoseam că eram copii cu pretenții. Cum sunt privite în mănăstiri? În mănăstiri se folosesc dacă se mănâncă mai vegetarian și urzicile chiar din tăresc, așa, trupește. Și mai ales primăvara când, v-am zis, organismul e slăbit și are nevoie de nutrienți, de curățare, de detoxifiere, atunci e foarte bine venit în orice. Se simt beneficiile. Da, chiar și în ceai, și în fierturi, în mâncărici, în tot felul de rețete. În piure de urzici se pot face. Fier și borșoacru. Începem să punem urzicile. Doar să se opărească, să rămână cu culoarea asta lor verde, trebuie să-și păstreze nutrienții, vitaminele și mineralele. Nu trebuie fierte chiar foarte mult. Uscați urzici? Folosiți și iarna? Folosim și iarna uscate. Le folosim mai mult la ceaiuri, pe cele uscate, la decocturi, pentru că, na, mai ajungi cu o gripă sau cu ceva la doctor, te tratezi cu un ceai de urzică, dacă ai ceva probleme cu plămânii, cu astmă sau ești într-o criză. Dar nu se recomandă doar în afecțiuni ușoare. Le folosim la congelator pentru adăugat în mâncare sau în ciorbe. Nu ne lipsesc urzicele din casă niciodată. Acum adăugăm usturoiul cu leușteanul uscat. Mai gustăm. Și vedem dacă mai trebuie ceva. Este foarte bună. Așa arată ciorba noastră de urzici. Și nu uitați să vă folosiți de tot ce ne-a lăsat Dumnezeu la îndemână pentru sănătatea noastră. Dacă am mâncat tot ce ne lasă Dumnezeu, ce ne-a lăsat, am fi sănătoși. Mulțumim! Plăcere! Cu mult drag! Mulțumim ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale cele pământești.